Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 14 noiembrie pentru Zodia Gemeni. Înainte de toate vreau să vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu dacă n-ați făcut-o. Apăsând pe clopoțel veți primi notificări cu videoclipurile mele. Zodia Gemeni, văd că cineva ți-a rănit așteptările, ți-a rănit inima, să spunem așa. Văd că treci printr-o perioadă, printr-un moment mai trist. E nevoie să fiți puternici, această situație vă va face mai puternici și să știți că tristețea va trece cu timpul. Mâine văd că va fi nevoie să luați o pauză, da? Să recunoașteți unicitatea dumneavoastră, să recunoașteți cât de important sunteți și e necesar ca tu să schimbi modul de a vedea lucrurile, da? Să vedeți dincolo de aparențe, să încercați să schimbați, să vedeți în altă manieră, în alt mod. Luați-vă un moment de reflecție și văd că vă veți conecta. Pentru ce e o etalare generală, deci să luați doar mesajele care vi se potriveți, potrivesc, mă scuzați. Alcune persoane dintre voi în Zodia Gemeni se vor conecta cu divinitatea și văd că în această zi, pentru ceilalți sau pentru cei care se potrivesc, repet, va fi o zi mai cu un blocaj, să spunem așa. O zi mai veți fi mai sacrificați sau va fi o zi nu, să spunem așa. Va trebui să mai așteptați. Da? Văd că veți avea anumite sfide în care trebuie să luptați. E nevoie să fiți puternici, determinați și să nu renunțați la valorile dumneavoastră, da? Să luptați pentru valorile dumneavoastră, să vă faceți respectați, cu curaj, să nu vă fie frică, pentru că sunteți un pas înaintea tuturor, vedeți? Sunteți deasupra tuturor. Deci stați liniștit că veți reuși să treceți peste probleme. Haideți să vedem ce zic și îngerii pentru Zodia Gemeni. Sunt doi, de fapt, Grația și Antonieta, spun așa, că pentru a contribui la rezolvarea acestei situații în care vă aflați, să considerați și să luați în considerare și punctul de vedere a altei persoane cu compasiune, adică să fiți mai deschiși la părerile celorlalți, să vă deschideți la opinia celorlalți, să luați și în vedere punctul de vedere celorlalte persoane cu care veți intra în contact pentru a rezolva această situație. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. O zi frumoasă, la revedere!